Tema întâlnirii noastre de astăzi este despre ce vorbim în societate. În Europa continentală nu vei trece drept un om cultivat dacă te vei limita la discuția despre vreme. În schimb, englezilor le-a intrat în sânge acest subiect pe care îl abordează ori de câte ori se întâlnesc. Conversația despre vreme are, să recunoaștem, anumite avantaje. Este extrem de ușor de întreținut, e accesibilă oricui și nu riscă să ofenseze pe nimeni. O mulțime de alte subiecte pot însă capta interesul a doi sau mai mulți invitați, uneori al întregii asistențe. Arta, literatura, sportul, cu predilecție fotbalul, situația internă sau internațională și repercusiunile ei asupra destinelor individuale. Desigur că putem să vorbim și despre ultima carte apărută sau ultimul model de mașină, despre călătoriile ori proiectele de vacanță. Vom avea grijă însă să nu-l plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care este străin. Dacă nu a citit cartea despre care am început să vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-i subiectul. Ne vom rezuma la a face câteva observații pertinente, recomandându-i o cu căldură. Atunci când povestim despre un film interesant pe care l-am văzut la cinematograf, este important să reținem numele actorilor și al regizorului. Veți face o impresie bună și veți putea comunica în acest fel celor din jur ceva util.